A revenit în studio alături de domnul Petru Crăciun și Paul Florin Rebenciuc și David Corneliu Turturean, cei care au fost la Olimpiada de la Beijing. Dragi invitați, vă propun să ne relaxăm în partea a doua a emisiunii și să vorbim despre puținul timp liber care l-ați avut la dispoziție, pentru că constat că așa ca anul trecut și ca în alții ani și anul ăsta mai mult în stres, între ghilimele, ați fost, dar și stresul ăsta a fost răsplătit cu minute sau poate chiar ore libere și ați putut să vedeți ce înseamnă tradiția chineză, ce înseamnă istoria chineză, pentru că asta este frumusețea Chinei. Sunt remarcabil păstrători a evului mediu, remarcabil păstrători a lucrurilor și a tradițiilor, dar este și cel mai singurul popor din lume mai care ține la chestii de astea superstițioase. Da. E un popor extrem de superstițios. Da. Ce ați văzut voi, foarte interesant, și poate nu o să mai vedeți, dar n-ați văzut până atunci în China. Da, deci în afară de orașul Beijing cu toate clădirile foarte înalte și alte zgârie nori, am vizitat într-una din zile, mai ales zic chinezesc, porțiunea care era cam la 20 de kilometri de locul în care eram cazat, zona Badaling. Ați urcat cu telecabina? Nu. Sau numai la zona de jos, ați văzut, de la poale? Cum? Nu, chiar am fost pe zi, da. Am urcat, da, pe o porțiune care era accesibilă publicului. Da, și, într-adevăr, priveliștea era senzațională. Singura construcție care se vede de pe Lună. Nu se vede, nu se vede nici de... Nu, e un mit. Nu se vede nici de pe orbită. Am vrut să văd dacă mă contracanaș, într-adevăr este un mit. Da, vedeți ce bine prinde? Da, 21.980 și ceva de kilometri, aproape 22.000 de kilometri, fiind cea mai lungă construcție. Da, de apărare, au și forturi înălțimi de câte 12 metri, deci au o lățime sus de 6 metri, la bază de 80 metri și tot au turnuri de apărare unde erau depozite de armament și prima construcție a zidului a fost în anul 561 înaintea erei noastre. Și apoi, din 1420, s-au construit 6700 și tot s-a continuat până și a ajuns la 22.000. Atunci când s-a construit și orașul interzis, cu latura de 961 de metri, cu 72 de hectare, practic, și situat pe meridian, deci pe nord-sud, poarta de nord, poarta de sud. Am călătorit acolo, poate o să vedem și imagini. Ce m-a impresionat faptul că metroul este pe 3 nivele acolo, deci au cea mai lungă rețea de transport din lume vis-a-vis de metro subteran. În schimb, este o poluare extraordinară, da, cu smogul. Deci eram la amiază și le arătam la băieți, ne uitam la soare și practic abia zăream, ca la eclipsă. Oamenii cu măști pe față, au fost alertă roșie de smog. Și ei că n-au, înainte de manifestări de astea, cum plinit, de la revoluția lor, de așa, comuniste, ce fac? Declanșează ploaie, însămânțează nori și curăță atmosfera. Astfel încât la Jocurile Olimpice din 2008 o trebuie să cheltuiască 19 miliarde de dolari ca să curețe, i s-au impus de lume, de Occident, că nu se putea. Și ei au metode astfel încât să curețe atmosfera. Acum ce am văzut, transportul este, autobuzele toate sunt pe electric. În Beijing sunt 40.000 de taxiuri și 20.000 de autobuze. Dați seama ce e acolo. Ca să facem o imagine, da, așa complet. Smogul este din cauza cărbunelui. Deci foarte multe centrale pe cărbune acum au trecut pe gaze naturale.
sunt boli caracteristice, vă spun, sunt zile în care practic și am imagini, poze în care nu vezi zgârie norii lor. Oricum, China este o superputere. Am avut și noi o zi liberă în care ne s-a dat voie să mergem în excursie și am preferat eu cu Cristi Pârghi și cu Victor să mergem în Shanghai. În zona capitalistă. Exact, din Beijing în Shanghai, am luat trenul de mare viteză, am circulat cu 345 de km la oră, el poate merge cu 400 de km. Are statut ca și la avion, nu simți nimic, paharul ăsta stătea și mergea cu 345 km și stătea fix ca aici. Perna magnetică, da. Exact, și am ajuns în Shanghai în 4 ore și 18 minute la 1300 de km, ca și cum aș fi de aici, aș plec la Viena sau la Salonic. Și ne-am plimbat cu un autobuz de ăsta descoperit, în care ne-am pus căști, parcă ne-am teleportat în altă lume. Deci bugetul pe cap de locuitor în Shanghai, Shanghai fiind cu 30 de milioane de locuitori, mai mare, mult mai mare decât Beijingul, care este cea mai mare, cea mai populată capitală a lumii, Beijingul, având 23 de milioane de locuitori, au niște zgârii... Cât avea România în vremurile bune. Da. Au niște zgârii nori și mai e ceva interesant la ei, când ne-a zis ghidul, chiar Cristi povestea, ghidul spunea că pentru el este o problemă să-și găsească o fată în China, pentru că sunt cu 200 de milioane mai multe fete decât băieți. Și fetele în China se uită, dacă n-are telefon scump, n-are mașină, n-are bani în buzunar și n-are casă, nici nu se uită la băiat. Și el spune că trebuie să mă duc în India să-mi caut o fată, că n-am nicio șansă să mă însor în China. Era politica asta a chinezilor cu băieții. Știți că dacă făcea a doua fată, îți ducea și o lăsa să moară. O lăsa la poarta unui templu. Da, da, da. Și atunci 200 de milioane de băieți mai multe decât fete. M-am exprimat eu greșit. E o mare problemă. Vedeți când intervine omul în mersul firesc al naturii, ce se întâmplă. Și am ajuns acolo... Au și ei problema acum cu natalitatea. Populația îmbătrânită începe să surclaseze populația tânără. Da. Și au lucrat, se lucrează la acea lege a unui copil să dă voie să fie doi. Da, să dă voie, da. Acum, așa, da. Pentru că nu mai are cine să susțină lumea în vârstă. Și-o dat seama, da. Au ajuns în preajma unui colaps demografic. Din punctul ăsta de vedere, au o mare problemă. De ce s-au mulțit ei așa de mult? Este și povestea cu Bobul de Orez, pe care o știu eu cu Cristi, dar... A început culesul de orez în Shanghai. Un om în pai, un om în pai. Da. De ce? Pentru că o familie tradițională chineză era cu adevărat familie dacă avea 6 băieți și 6 fete. Și de asta s-au mulțit așa de tare. Și mai este politica, asta e politica medievală. La ei nu conta câți mor, conta cât sunt. Da, în orice invazie, în zona medievală, era nevoie de om. La număr să fie. Da. Era foarte greu să îi și echipezi. Da. Soldățimea. Erau de mai multe categorii. Și așa la ei nu conta numărul. Oricum aveau de unde. Da. Și era important să se multiplice. Demografic, da. Natalitatea era... Președintele Chinei a împușcat foarte bine cu 10.000 de chinești pentru că, tot felul de corupți. Așa a împușcat. Nu, deci nu discuta. Și vedeți cum s-au liniștit treburile. Și Jinping, da. Da, este o curățenie în Shanghai. Dacă o să vedem niște poze, este deasupra New York-ului. Privind asta, am fost în New York și am văzut drogați, am văzut tot felul. Acolo drogații sunt pușcați, nu discută. Pe bahnota lor este Mao. Și ei spun Mao. Niște așa, chiar în povestea Mao, părintele nostru, așa ar veni. Au avut discuții cu o chineză, că de ce ați împușcat pe Ceaușescu? Că noi îl avem pe Mao, că săracul Ceaușescu. Păi, dar Mao vostru a împușcat 80 de milioane de chinezi. Da, da. Și îl aveți pe bacnotă. Discuții de-asta, copiii nu înțelegeau, pentru că acolo n-ai Facebook, n-ai WhatsApp, n-ai canale de informare. Numai deci, Shanghai se întâmplă să aibă, dar toate sunt pe circuit intern. Circuitele externe sunt urmărite de siguranța statului. Și de asta au fost și niște chestii de comunicare pe care n-am putut să le împărtășim la vreme și
Așa cum povestea azi soția lui Cristi cu doamna învățătoare, dacă greșește o mulțire 9 ori 1 așa, și celelalte mulțiri le face perfect, copiii râd că ai greșit, dar nu se mai uită că celelalte le-ai făcut perfect. Dar vede că ai greșit numai acolo și de acolo te bombardează. Ia că tot ați pus punctul pe ei. Vreau să intre pe băieți, ați folosit calculatoare la calculele matematice? A, calculatoare științifice? Da, desigur, ne-a dat voie cu calculatoare științifice. Ne-a impus încă de la început, în urmă cu câteva săptămâni înainte de Olimpiadă, câteva restricții în ceea ce privește funcțiile pe care le poate avea calculatorul. Și în acest sens, respectivul calculator nu avea voie să calculeze anumite funcții pe care în cadrul Olimpiadei e de preferat să le calculăm de mână decât să le facem un program sau un calculator. E o prostie, că până la urmă folosești tehnica. Ideea e să știi să o folosești, nu să-ți minte tot felul de formule ca să faci o analiză de calcul. Să știi să o faci, să ai mijloacele, să... Haideți să vedem imagini din timpul liber care l-ați petrecut în această țară cu două sisteme și rog regia să ne dea imagini. Da, aici eram în Shanghai, chiar am ajuns acolo. Uitați, aici eram în turnul de televiziune de 460 de metri, noi eram la 361 de metri, 462 de metri are turnul. Specifica că liftul e din sticlă, deci vezi sub tine. Iar, practic, aveam ceva de plexiglas când am filmat, o podea de 1,5 inci. Mi era și frică că dacă se crapă, mai au ăștia ca televizorul. Senzații tari, domnule. Da. Asta e turnul de televiziune, are mai multe sferi, chiar este și un hotel de 20 de camere acolo, undeva sus între Seamănă Vila puțin Mare cu și... turnul de televiziune din Berlin. Vedeți, din turnul celălalt financiar e cu în nori, practic, e mai înalt, are 492 de metri înălțime. Am mers cu o șalupă pe râu, tot a fost într-o viteză foarte bine organizat, deci erau sute de oameni. Între Bila Mare și Bila Mică sunt mai multe biluții din astea de diametru de 9 metri și tot mergi dintr-una în alta. Aici e domnul Cristi Pârghie, un lector doctor, prietenul nostru, ne-a ajutat foarte mult, colaborăm foarte bine, director observatorului astronomic. Uitați, aici am rămas impresionat, aici eram la deschidere. De ploua, nu? Da, cu echipa României și domnul Pârghie. Aici, ca un adevărat chinez. Aici au turnat eu ca un praf auriu așa și s-au făcut eu a 2018. Deci inițial nu era nimic și au turnat într-un vas, aici un dans făcut de bărbați, am crezut că sunt femei prima dată. În China, aici eram la etajul 25, luam micul dejun, ne-am cazat într-un hotel de 5 stele, bulevardele lor, acolo cele trei clădiri, ursul panda, simbolul lor, zoologică panda, extraordinar de frumoasă, făcut și filmuleții și au maimuța aurie, e deosebit de frumoasă, au un acvariu imens, sunt și balene acolo în acvariu, trebuie o zi măcar să... N-am avut timp, aici eram în orașul interzis, poarta de sud. Eu am mai fost în 2010 la această olimpiadă, aici unde s-a adunat armata și se închina împăratului. Da, a fost făcut în 1420. Un călugăr budist. Călugăr budist. Da, am făcut. Au multe temple. Da. Veniți, era în grădina de vară a împăratului, tot felul de dragoni, de ligioane, de tot felul de... simbolurile lor, dragonul și culoarea roșie care predomină. Din autobuz am făcut imaginea aceasta cu un teleobiectiv, cu aparatul foto, marele zid. Mergeam la copii, la festivitatea de premiere. Da, e impresionant zidul acesta, cât e de lung. Greu de urcat scările. Da. Au niște... nu sunt treptele la fel, ai trei trepte mai mici, una mai înaltă, trei trepte mai mici, ai și locuri unde te odihnești. Da, frumoase amintiri și bine că le-ați trăit pe viu. Da. Iată că o dinastie, dinastia Qin, după care și are și denumirea China actuală, a reușit să
dezvoltă un asemenea imperiu, o asemenea țară care este China zilelor noastre. David, cum te-ai împăcat cu meniurile lor? Noi am avut noroc că am stat la un... De fapt, am stat la mai multe hoteluri, în sensul că domnii profesori stăteau la un hotel din centrul Beijingului, iar noi de la periferie. Din fericire, acolo am avut bufet suedez cu meniu internațional. S-au gândit la faptul că participanții din alte țări care nu sunt din acea zonă nu vor putea consuma anumite alimente și, într-adevăr, aveau anumite alimente care nu prea m-am comentat să le consum decât după probe, pentru că am observat că erau cam prea neobișnuite pentru mine. A fost oricum o experiență și culinară deosebită. Paul, tu ai încercat meniul lor? Au meniurile dulci. Într-adevăr, și au anumite sosuri care nu le întâlnim în România și cele mai multe sunt destul de picante, însă prinde foarte bine la sănătatea noastră. Aha. Și atunci nu a fost deloc rău să încercăm, desigur după probe. Noi am ajuns mai devreme acolo în Beijing să odihnească copiii, am avut posibilitatea aceasta și am dus prin centru să se relaxeze și am dus într-o zonă unde sunt mâncări tradiționale, de șarpe pe băț, șobolan pe băț, scorpion pus la frigare, da? Și tot felul de gândaci de ăștia mai suculenți, așa știți, ei mănâncă orice zboară, orice merge. Da, ați văzut vreun chinez mâncând? Da, am văzut, mâncau, da. Na, delicatese. Am mâncat, sper că am mâncat carne de miel, nu de cățel, dar acum ce-o fi mame, o fi și tate, că asta este, am mâncat. Ce v-a impresionat, băieți, cel mai mult în China? Din tot ceea ce ați văzut voi? Pe mine m-a impresionat modul în care țin la tradiție și la obiceiurile lor, adică am văzut și la festivitatea de deschidere și în seara culturală că într-adevăr au un alt stil și au avut o altă dezvoltare față de noi, cei din Europa, din Occident. Tu erai cel mai înalt dintre ei, cred că. Ești micuț de statură. Și seamănă unul cu celălalt, dacă îi pui la grămadă așa, nu știi, nu-i distingi. Pe tine, Paul, ce te-a impresionat? Da, pe mine m-a impresionat dezvoltarea lor tehnologică și cum încă se dezvoltă în continuare. Spre exemplu, unde am fost noi, casați elevii, în partea nord-vestică a Beijingului, la Yanqing. Acolo vor avea loc niște probe a Jocurilor Olimpice de iarnă Beijing 2022. Peste tot deja erau reclame și lucruri care informau de acest eveniment care va avea loc acolo și deja construiau autostrăzi în acelea cum văzusem până acum doar pe internet cu 3 nivele sau locuri în care vor sta cei care vor vizita acele jocuri. Și în general în oraș acolo se vedea că erau foarte bine stabiliți. Adevărul este că se construiește fantastic și acolo în construcții se lucrează zi și noapte, deci la ei nu există noaptea. Da, am văzut poduri cum se construiesc. Dacă ieșeați noaptea în Shanghai, vedeți cum se construiește noaptea. Da, contează că plouă, că ninge, că sunt minus 20 de grade, că e cald să te sufoci, nu. Ce m-a impresionat, deci între Shanghai și Beijing circulă aproximativ 100 de milioane de oameni anual. Au în total 2700 de trenuri de mare viteză. Trenul Fuxian înseamnă între Shanghai și Beijing, care înseamnă renaștere. Este impresionant ca și viteză, deci el poate merge cu 400 de kilometri la oră, deci să nu tremure, deci merge cu un tren oarecare, să nu aibă întârzieri, la cât o zi, și când a plecat, la 7 fără 10 secunde a plecat, sau, deci pleacă, cred că poți să-ți reglezi ceasul după el. Tot ce m-a impresionat a fost curățenia, deci era o curățenie exemplară, nu vedeai o mizerie, nu vedeai nimic. Siguranță, aveai sentimentul de siguranță. Poliții peste poliții, militari peste tot, unde intrai trebuia militari. Să treci la metrou, să dai ca la avion, să treci bagajul, te scanau, te controlau, să plimbau. Altceva, seara dansau, oamenii dansau în pieții. În parcuri. În parcuri, da, tot felul de minuni de astea, da. Cu
au niște bețe speciale, da, sau niște, da, eșarfe și tot. Iar dacă vrei să cumperi ceva, da, trebuie să, să știi să negociezi. Adică, da, dacă el îți ceri 100 de yuan, tu trebuie să zici 10. Că de 10 ori te duce. Adică trebuie să-l aduci pe chinez la asta învățat, să-l aduci la prețul lui de fabricație în care chinezul nu vreau, nu știu ce. Și atunci mai ridici o leacă preț. Ca să-i învățat pe copii. Băi, vedeți că ăștia păcălesc. Că la ei negociere, dar și le place să negocieze. Și până la urmă, da, au și produse bune, deci sunt produse foarte scumpe, bine realizate, dar sunt și chinezării din astea de șaptea mână care... Na, copiii și-au luat suveniruri, că mare lucru, ce putea ideea, că nu ne-am dus acolo pentru... Dar în timpul liber, na, s-a duce o amintire acasă la ceilalți. E, și la zidul chinezesc, și... dar asta e, nu au prețuri fixe. Totul se negociază. Și copiii tot. Găsești tot felul de produse din astea ultimul la prețuri de nimic. Orice copii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această seară și vă felicit încă o dată pentru și noi vă mulțumim prestația avută în Beijing. Sunteți de puținele televiziuni, poate singura, care promovează olimpicii noștri, cu care munca copiilor acesta și trebuie pus în valoare, nu ca slavă deșartă, nu ca laudă, dar ca un bun exemplu pentru ceilalți din jur. Pentru că învățământul nostru este performant, nu numai prin vârfuri. Avem și potențial și profesori foarte buni și noi suntem o mare echipă. Rezultatele acestor copii nu sunt numai eu, sunt alături de colegii mei și reprezentăm o echipă. Fiecare ne completăm și ajutăm, încercăm să ajutăm acești copii. Să ne bucurăm de bucuria lor. Așa este. Așa este. Încă o dată felicitări, Pavel, felicitări, David, și numai bine vă doresc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim joia viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim. Și nu uitați, construiți în bine lumea în care trăim. La revedere și numai bine!